Bună seara și bun găsit la Actual Regional. Avem astăzi două teme importante, și anume piața de retail non-alimentar și sectorul Horeca, ambele extrem de afectate pe perioada stării de urgență și nu numai. Iar în partea a doua vom discuta despre consecințele crizei medicale provocate de COVID-19 asupra pacienților cu alte afecțiuni cronice și despre ambulatoriile care au gestionat cu succes problemele acestor oameni în tot acest timp. Așa cum știm cu toții, pe perioada stării de urgență, autoritățile au luat mai multe măsuri, printre care și oprirea activității în sectorul Horeca și în cel de comercializare cu amănuntul a bunurilor și serviciilor nealimentare în centrele comerciale. Însă nu au existat și clarificări privind derularea relațiilor dintre comercianți și proprietarii de centre comerciale. În aceste condiții, deși au existat exemple de comportament corect din partea multor proprietari, unii au adoptat o atitudine incorrectă și imorală, solicitând în continuare plata chiriei. În aceste condiții, organizația patronală a retailerilor din România, RoRetail, anunță că, deși din 15 iunie mall-urile s-au redeschis, membrii săi nu își vor relua activitatea în centrele comerciale, care au continuat să solicite plata chiriei pentru ultimele luni, în condițiile în care, așa cum spuneam, prin acte normative, activitatea lor a fost oprită. Discutăm despre situația retailerilor din sectorul non-alimentar și cea din domeniul hotelurilor și restaurantelor cu invitații noștri. Este vorba despre Adrian Câzu, directorul de dezvoltare al unei firme de retail, membru fondator al organizației patronale a retailerilor din România, RoRetail, Ruxandra Căpușan, manager general al unui trust cu activități în mai multe domenii, printre care și Horeca, și Ioana Trif, manager general al unui hotel-restaurant. Bună seara și vă mulțumesc tuturor pentru prezența în cadrul emisiunii. Bună seara! Bună seara! Ioana Trif ni se va alătura prin telefon. Deocamdată suntem în legătură prin Skype cu Adrian Câzu și Ruxandra Căpușan. Domnule Câzu, în urmă cu mai bine de o lună ne-am mai întâlnit la această emisiune, discutam și atunci despre problemele de pe piața de retail non-alimentar, pentru că sunt foarte multe probleme. Una dintre ele era tocmai solicitarea plății chiriei pe lunile în care acești comercianți nu și-au putut desfășura activitatea din cauza normativelor în vigoare. Atunci, avocata cu care eram în legătură telefonică, doamna Oana Chiriță, spunea că singura soluție ar fi în instanță. Ați făcut acest demers? Da, bună seara încă o dată. Așa este, acum aproximativ o lună de zile, avocata care a fost în studio la momentul respectiv a spus că această opțiune ar fi una de luat în seamă. Da, e o opțiune pe care și noi o luăm în seamă, dar ca ultimă opțiune. Considerăm că dialogul este cea mai importantă opțiune și acum, și peste o lună, și acum o lună. Noi am încercat un dialog cu proprietarii de centre comerciale, mă refer la cei care au solicitat plata chiriei pe perioada de închidere, da? Pe perioada cât toți comercianții au fost închiși prin ordonanța militară numărul 2, cu unii am reușit să avem un dialog, cu alții nu. Și ca atare, atunci am decis, într-adevăr, cu anumiți proprietari vom merge în instanță. Cu cei cu care ați reușit să aveți un dialog, la ce soluție s-a ajuns? La zero plată sau v-ați întâlnit undeva la mijloc? Nu există cale de mijloc în această situație. În care ne-am aflat. E o situație unică în istoria omenirii. Deci nu a fost o situație de război sau de crize, sau a fost o pandemie la nivel global. Activitatea comercianților a fost închisă complet, nu parțial, prin ordonanța militară numărul 2. Ca atare, fiind o situație de forță majoră și având certificate de forță majoră, este evident că obligațiile noastre contractuale nu pot fi îndeplinite pe toată perioada cât am fost închiși. Ca atare, este evident că nu vom plăti chirie. Nici parțial, nici integral. Nu există cale de mijloc aici. Pentru că, până la urmă, zero,
și magazinele au avut încasări zero. Deci nu ai cum să plătești, dacă ai avut încasări zero, nu ai cum să plătești chiria. Dar trebuie, așa cum spuneam și data trecută, să ne punem și în pielea celuilalt, care probabil din această chirie la rândul lui avea de făcut anumite plăți. Nici el nu și-a dorit această situație și atunci mă gândeam că poate există cumva posibilitatea de a se reduce această chirie, astfel încât să pierderile să nu fie atât de mari nici de o parte, nici de cealaltă. Aș vrea să lămuresc și acest aspect. Cum funcționează mall-urile în toată lumea, nu doar în România? Mall-urile percep magazinelor o chirie, iar pe lângă chirie, toate, deci repet, toate cheltuielile mall-ului sunt suportate integral de către chiriași, adică cheltuielile cu salarii, cu energie electrică, climatizare, pază, ventilație și orice impozitul pe clădire, care are o valoare foarte mare, deci toate aceste cheltuieli ale mall-ului sunt plătite de către chiriași separat de chirie, prin așa numita taxă de servicii. Da? Pe perioada de închidere, noi, chiriașii, am propus să plătim către mall-uri o taxă de servicii redusă aproximativ la jumătate, pentru că și mall-ul practic a fost închis. Au avut paznici mai puțin, curent electric s-a consumat foarte puțin, climatizarea n-a mai fost pornită și așa mai departe. Deci, repet, noi ne-am oferit să plătim toate cheltuielile mall-ului, da? La un nivel redus, evident. Și unii au acceptat. Asta era chiria, care nu este corect, este ilegal și imoral să plătim, dacă noi am fost închiși și nu am avut venituri. Acum, așa deci, cum... Noi suntem cei care am dorit să susținem mall-urile. Nu ei ne susțin pe noi. Dar totul depinde de contractul de închiriere pe care îl aveți pe fiecare spațiu și de clauzele trecute acolo. De aceea vă spunea și doamna avocat, da, pandemia este o situație de forță majoră, dar dacă nu sunt stipulate exact clauze contractuale prin care se suspendă chiria în cazul lipsei de activitate, ar trebui probabil supus atenție și imprevizibilitatea. Pentru că a fost o situație imprevizibilă. Deci, deocamdată, unii comercianți sau proprietari de spații spuneți că au acceptat propunerile dumneavoastră, în timp ce alții nu. Majoritatea au acceptat. Au mai rămas doar câțiva proprietari de mall-uri care în continuare solicită chiria parțial sau chiar integral. De exemplu, în Cluj, un proprietar de mall a dovedit bună credință și a înțeles încă de la început, deci de la începutul pandemiei a spus explicit, toate magazinele nu vor plăti chirie pe durata închiderii activității. Celălalt proprietar de mall din Cluj, în continuare, solicită parțial, într-adevăr, plata chiriei pe perioada de închidere a activității. Tocmai de aceea ați hotărât ca, deși mall-urile s-au deschis de ieri, 15 iunie, membrii RO Retail să nu redeschidă aceste magazine. Pe ce perioadă aveți de gând să țineți acest protest și, practic, ce cereți? Acest protest, repet, este unul pașnic. S-au alăturat acestui protest doar cei care au dorit. Deci nu toți membrii RO Retail. Cine a dorit poate a putut să facă acest protest. Acest protest a constat în faptul că nu am redeschis magazinele luni, adică în 15 iunie, când a fost permisă deschiderea lor de către autorități, le-am ținut închise luni și marți și le vom redeschide de mâine. Noi am ținut închise 21 de magazine dintr-un total de 56. Am avut 10 magazine deschise din 15 mai, magazine stradale sau cele cu intrare în centre comerciale mici cu intrare dinspre stradă și acum, din data de 15 iunie, am deschis doar 19 magazine și 21 le ținem închise, le vom redeschide miercuri dimineața. Dar, repet, e un protest pașnic și... Și, practic, cereți anularea chiriei, suspendarea la zero. Da, anularea. Sau renunțarea la această cerere ilegală de plată a chiriei. Aș vrea să vă dau și o veste bună, zic eu, sau mai bună. Astăzi, la prânz, a avut loc o întâlnire la Ministerul Economiei
o întâlnire moderată de domnul secretar de stat Liviu Rogojinaru între reprezentanții Raw Retail și reprezentanții ai proprietarilor de centre comerciale. Nu e prima întâlnire de acest gen, au mai fost, cred că 3 sau 4, în fiecare săptămână am avut o întâlnire și la propunerea Raw Retail s-a decis astăzi înființarea unei comisii interministeriale mediată de domnul secretar de stat Liviu Rogojinaru, care să încerce deblocarea, adică nu, chiar își propune deblocarea acestui litigiu, ca să zicem așa. Comisia va funcționa pe o perioadă de o lună de zile și se încearcă elaborarea unui text de act normativ care să reglementeze oarecum această perioadă, da? În comerțul cu bunuri nealimentare, servicii și chiar și în Horeca, ținând cont că avem invitată pe colega noastră, care practic este din Horeca. Pentru că ați adus vorba de Horeca, un domeniu care a avut la fel de mult de suferit și are în continuare, de aceea am să mă îndrept spre Ruxandra Căpușan și sigur, problemele care au apărut în acest domeniu Horeca se datorează nu doar suspendării activității, ci și legislației inadecvate. Și am să o rog pe Ruxandra Căpușan să comenteze acest lucru referitor la mai multe aspecte care sunt implicate. Bună seara și, în primul rând, vă mulțumim de invitație. Din păcate, este așa cum spuneți, criza COVID a fost una dintre problemele de care ne-am bătut și ne-am bătut cu toții, să zicem așa. Un alt impediment destul de mare a fost factorul legislației, care a avut niște impacte, pot să zic, devastatoare în multe dintre lucrurile care reprezintă activitatea noastră. Și aici aș vrea să menționez câte aspecte foarte importante, anume partea de angajați. Aici, evident, resursa umană în orice industrie, în orice business, practic este sufletul activității. În momentul în care activitatea s-a suspendat de azi pe mâine, a fost foarte dificil pentru noi să luăm o decizie având în vedere statul contractelor acestor oameni, deoarece soluția șomajului tehnic a venit ulterior închiderea activității. Lucru care ne-a forțat să oferim concedii de odihnă în avans, în anumite cazuri, lucru foarte, foarte dificil în acest context, pentru toți dintre noi. Un alt aspect foarte important de menționat este partea de evenimente, care reprezintă o organizare foarte amplă și rigidă, mai ales având în vedere că sunt evenimente intime, evenimente personale, discutăm de nunți aici, discutăm de botezuri. Faptul că încă statul nu a dat o schemă de măsuri concrete pe care noi să ne putem baza este un impediment foarte mare pentru noi, pentru că planul pe care îl facem astăzi, din păcate, nu mai este valabil mâine. Și atunci lucrurile merg din rău în mai rău, ca să spunem așa, cu toată disponibilitatea de a ne reorganiza și replia și să venim în înaintarea clienților noștri care de astfel și ei sunt loviți, ne este foarte greu, fiindcă ne bazăm pe niște lucruri parțiale și provizorii. Ca să zic așa. Și iarăși un aspect extrem de important, cred că este cel economic. Măsurile care au fost luate de către autorități, nu știu cât de mult v-au ajutat și vă ajută în continuare. Dacă îmi permite. Dacă o avem la telefon și pe Ioana Trif, aș dori să o introducem și pe ea în discuție. Bună seara! Bună seara! Mulțumesc pentru invitație! Din păcate, contribuția statului în ceea ce privește susținerea economiei și în special în zona Horeca, în domeniul ospitalității, a fost foarte limitată și superficială. Cred că e foarte important să existe un sprijin acordat în mod nediscriminatoriu și balansat pentru a evita efectele negative asupra economiei pe termen scurt, mediu și lung. Gândiți-vă că doar în câteva zile, sute de firme din zona serviciilor, domeniul Horeca, ospitalității, și-au suspendat activitatea practic, fapt care va genera consecințe economice semnificative pe lanțurile de business. Ne auzim în continuare?
Da, eu vă aud. Bun. Am înțeles că aceste măsuri economice nu au fost suficiente, iar iată, acum hotelurile s-au deschis, dar fără deschiderea restaurantelor. Cum vă afectează acest lucru? Păi, de exemplu, măsura de relaxare prin deschiderea teraselor nu a făcut decât să adâncească deficitul firmelor din domeniu, în special datorită vremii nefavorabile. Și nu, ce să mă mai spun, că în toată această perioadă pe care noi nu am putut controla această situație, ce am putut, de fapt, controla a fost atitudinea față de aceste evenimente, având capacitatea de a alege cum să reacționăm. Și cu siguranță vor apărea și concepte noi pe piață, dar ca administrator în acest domeniu, cred că este foarte important ca să ne mulăm pe necesitățile clienților, să venim în întâmpinarea lor și, practic, poate chiar să ne reinventăm dacă va fi cazul. Exact. Și la ce v-ați gândit? Care sunt soluțiile pe care credeți că le-ați putea aplica astfel încât clienții să vină la hoteluri, chiar dacă momentan nu li se poate oferi și prezența într-un restaurant? Păi, de exemplu, oportunitatea segmentelor delivery și takeaway trebuie maximizate în această perioadă pentru a scădea impactul crizei asupra cash flow-ului. Altceva? V-ați gândit și dumneavoastră la a oferi acele pachete de mâncare de la catering în camere? Credeți că este o soluție? Vor dori turiștii să vină în astfel de condiții? Nu ne-am gândit. Cred că poate să fie o soluție parțială, doar să ne amintim că vorbim despre un business care înseamnă relaxare, care înseamnă wellness. Câți dintre noi am merge într-un loc unde mănânci practic izolat într-o cameră sau cine știe dacă se vor deschide restaurantele, în ce fel de context rigid sau steril se va deschide. Și atunci, pe de-o parte, într-adevăr, soluții există pentru a oferi aceste servicii, dar modul în care acestea se oferă deja se îndepărtează de zona de wellness și oreca. Prin urmare, aș vrea să fac și o scurtă precizare, dacă îmi dați voie, referitor la ce a spus antevorbitoarea mea, ca și turist. Am fost săptămâna trecută la București și la hotel am ajuns seara târziu și nu am avut ce să mănânc și unde să mănânc, pentru că hotelul era deschis, dar restaurantul era închis și mi-au spus că ne pare rău, dar la ora asta nu mai putem să livrăm nimic, nici măcar în cameră, și asta e. Micul dejun s-a livrat la pachet dimineața, la oră care am cerut. Deci e destul de ciudat, adică lipsa asta de norme care ar fi trebuit să vină de la stat, nu fac decât să creeze confuzie, exact ce au spus antevorbitoarele mele. Deci doar creează confuzie. Și în această situație, deschiderea sau redeschiderea hotelurilor este practic inutilă. Iată, turiștii nu doresc să se îndrepte neapărat spre o astfel de situație în care nu au, iată cum spunea și domnul Câțu, unde să ia masa. Nu înțelegem de ce s-a amânat, iată, din nou redeschiderea restaurantelor, dar probabil că din motive de securitate și de a preveni răspândirea acestui coronavirus, trebuie să ne supunem în continuare acestor măsuri. Domnule Câțu, în magazinele pe care le-ați redeschis, care a fost afluxul de clienți? Pentru că mă gândesc că a fost un moment așteptat de cumpărători. Da, în magazinele care le-am redeschis după 15 mai, deci așa cum am spus, cele 10 magazine stradale sau în centre comerciale mici, în primele 2-3 zile a fost un aflux oarecum mai mare decât în mod normal, după aceea traficul a scăzut. Deci per ansamblu, după aproape o lună de zile, traficul și vânzările sunt undeva cu aproximativ 30% mai mici decât în perioada similară a anului trecut. În magazinele care le-am deschis ieri, se întâmplă aproximativ același lucru. Observăm un trafic puțin mai scăzut.
Dar de ce credeți că se întâmplă lucrul acesta? Măsurile acestea de protecție pe care, așa cum spuneam, trebuie să le respectăm în continuare, purtarea măștii, un anumit număr de clienți în interiorul magazinului, parcă un client pe o suprafață de 10 metri pătrați, exact. Dezinfectarea mâinilor, nu știu... Așa este. Toate aceste măsuri duc la un trafic mai scăzut. Odată, într-un anumit mall, la un anumit moment dat, nu vor mai putea fi 1000 de clienți simultan, vor putea fi doar 600 sau 700. Într-un anumit magazin de 100 de metri pătrați nu vor mai putea fi 10 clienți, vor putea fi doar 7 sau ceva de genul ăsta. Pe de altă parte, în perioada de închidere, clienții s-au obișnuit, cei care nu erau obișnuiți, cu cumpărăturile online. Și atunci o mare parte din consum se va duce în online. Clienții vor cumpăra de acasă, de pe calculator sau de pe telefon. Dar pentru afacerea dumneavoastră, comerțul online a mai diminuat din pagube? Într-o oarecare măsură, dar mică. Vă dați seama, noi aveam 56 de magazine fizice și 2 magazine online. 56 au fost închise și au rămas doar cele două magazine online. A compensat într-o măsură foarte mică. Dar apropo de măsurile acestea de protecție, ele necesită costuri suplimentare. Trebuie să instalați acele aparate cu dezinfectant, purtarea măștilor, dezinfectarea cabinelor de probă și așa mai departe. Toate aceste cheltuieli se vor reflecta în prețul produselor comercializate? Cu siguranță toate aceste măsuri costă. Din fericire, noi am decis să nu mărim niciun preț. Deci, din contră, am deschis magazinele cu promoții foarte atractive. Deci, nu, prețurile la noi sunt reduse acum. Pentru că avem un stoc foarte mare, gândiți-vă. Noi am aprovizionat magazinele cu o anumită cantitate de marfă previzionată pentru 6 luni de vânzare, din care au mai rămas doar 2 luni jumate, efectiv. Și atunci încercăm să vindem, da? Facem promoții, prețurile sunt foarte atractive. Deci în niciun caz, nu cred că cineva acum mărește prețurile, sub nicio formă. Revenind la angajați, care o bună parte din ei au fost în șomaj tehnic, poate alții au fost suspendați total, în ambele domenii am să vă întreb care este situația în acest moment cu personalul de care aveți nevoie. Referitor la ce spunea domnul Cuzu mai devreme, cred că o mare parte din scăderea vânzărilor se datorează și faptul că această criză a lovit și consumatorul. Și cred că și pentru industria dumneavoastră și pentru a noastră este foarte important să ne poziționăm în aceeași tabără. Acum, din punctul meu de vedere, amânarea deschiderii zonei de Horeca practic generează și un exod la nivel de forță de muncă, fiindcă acești consumatori care probabil au dorit să cumpere sau au dorit să lucrează și să lucreze și astfel să aibă capacitatea de a fi consumatori în continuare, în cazul de față, cu șomajul tehnic sau în lipsa acestuia, lucrurile sunt foarte dificile și pentru ei. Deci să înțeleg că o mare parte a angajaților au preferat să plece, să-și găsească alte locuri de muncă, poate chiar în afara țării, acolo unde sectorul Horeca s-a redeschis complet, nu doar hotelurile și fără restaurante, astfel încât pe când va trebui să se deschidă restaurantele la noi, nu veți mai avea personal. Păi, dacă îmi permite... Te rog, în această perioadă, cel puțin în domeniul nostru, echipa a trecut printr-un proces de cernere. Unii au plecat, alții au rămas pasivi, dar a fost și acea masă mare de oameni care au arătat o disponibilitate ieșită din comun, pentru că inevitabil ajungi să, lucrând împreună, ajungi să te simți bine în echipa ta și atunci e foarte greu să pleci. Dar există și acei oameni care au preferat să plece în diferite locuri din țară sau chiar din străinătate.
Dar, așa cum spunea și Ruxandra Căpușan, și consumatorii sunt afectați cu toții, pentru că foarte mulți și-au pierdut locurile de muncă. Cum au reacționat clienții dumneavoastră, care aveau, așa cum știm, evenimente programate, nunți, botezuri, banchete? Păi, din punct de vedere al clienților, lucrurile au fost foarte sensibile, în special în partea de evenimente, deoarece acestea reprezintă un aspect intim, sensibil, și cu toate că am încercat să venim în întâmpinarea mirilor cu tot felul de soluții. S-au panicat, ce este important, context așa de imprevizibil, este să ne unim forțele și să înțelegem că soluțiile trebuie să le aducem împreună. Pentru o mulțime de evenimente le-am reeșalonat pe anul următor, lucru care poate fi o soluție pentru clienții noștri, dar nu este neapărat pentru noi, fiindcă anul viitor, oricum era un an deja cu un grad de ocupare destul de mare pe partea de evenimente. Totodată merită de menționat faptul că poate mulți dintre ei nu vor mai avea capacitatea financiară de a-și organiza evenimentul anul viitor. Și atunci lucrurile sunt în continuare destul de imprevizibile în ceea ce ne privește pe noi și în ceea ce privește pe ei ca și clienți. Este o vorbă românească care spune: în tot răul este și un bine. Haideți să vedem care ar fi binele cu care am putea să rămânem după această criză, ce am învățat fiecare în sectorul lui, și am să vă rog pe fiecare să-mi spuneți din această perspectivă unde vedeți oportunitățile. Eu cred că, în primul rând, statul sau autoritățile sper că le-au învățat, mai ales raportat la criza precedentă, cea din 2009. Atenție, criza din 2009-2010 a fost o criză bancară, da, care a generat o criză economică. Iar acum am avut parte de o criză sanitară, care sperăm să nu genereze o criză economică majoră. La criza precedentă, autoritățile, nu numai la noi în țară, peste tot au mers pe o variantă din asta de austeritate, de tăiere a cheltuielilor peste tot. Din ce înțelegem acum, atât la nivel de România, cât și la nivel de Uniunea Europeană, se merge pe o variantă de susținere. Deci, practic, pe românește se pompează bani. Nu știm dacă și în România va fi valabil și în ce măsură va fi valabil, dar cunoașteți exemplul Germaniei, care a zis: vom susține firmele private cu atâția bani cât va fi nevoie. Deci acolo se va încuraja economia privată, pentru că economia privată este motorul oricărei economii. Deci de acolo pornește tot. Dar această organizație patronală a retailerilor din România poate să facă anumite demersuri în acest sens către autorități pentru a obține acest sprijin financiar? Chiar am făcut, exact cum v-am spus astăzi, s-a creat această comisie interministerială, da, la inițiativa noastră, și această comisie chiar își propune, și a organizația noastră patronală, să atragem fonduri europene pentru retailer. Da, exact ăsta este unul dintre demersurile noastre, în afară de rezolvarea acestui litigiu punctual care îl avem acum. Și este o asociație, gândim activitatea ei pe termen lung, nu strict acum în perioada pandemiei. Cum vedeți situația pe termen scurt și lung în sectorul Horeca? Și mă adresez Ruxandrei Căpușan și Ioanei Trif. Pentru noi ne dorim să fim optimiști și să continuăm să credem că vom genera soluții și ne vom adapta la contextul care va veni, la legislația care va fi impusă. Cum a spus colega mea, cred că zona de delivery și take-out este, să zic așa, o nișă care încă putem să o dezvoltăm într-un context de lockdown sau într-un context unde legislația este într-adevăr foarte stufoasă și comportă costuri noi. Pe de altă parte, eu sunt convinsă că vor veni linii de business complet noi, dar mi-este foarte greu să vă spun acum, având în vedere că din punct de vedere medical, social, economic și politic, lucrurile, așa cum v-am spus, se schimbă de pe o zi pe alta. Așa, cred că primul lucru care noi îl vom implementa este un plan, să zic așa, de rezervă de un alt lockdown, fiindcă nu știm la ce să ne așteptăm și credem că este important să ne pregătim. Ne dorim să nu fie cazul, dar e bine să fim pregătiți. Ioana Trif, o concluzie? Da, apropo de această
pandemie pornită din China. Ideograma chinezească pentru criză se compune din două subcaractere, unul care înseamnă pericol și altul care înseamnă oportunitate. Ei, asta înseamnă că și în cea mai întunecată situație există o latură luminoasă. Trebuie doar să avem curajul să o căutăm, să fim pregătiți și să ne adaptăm situației pentru a satisface nevoia clienților noștri. Mă bucur că terminăm în această notă optimistă. Eu vă mulțumesc tuturor pentru prezența în cadrul emisiunii noastre și vă mai aștept și altă dată. Mulțumim! Mulțumim și noi pentru invitație! O seară bună în continuare! Noi mergem mai departe. Redeschiderea creșelor și grădinițelor întârzie cel puțin încă o săptămână. Unitățile ar fi trebuit deschise ieri, însă acest lucru nu a fost posibil, deoarece normele au fost publicate doar la prânz. Există reguli ce trebuie respectate în mod obligatoriu pentru deschiderea grădinițelor de stat și private. Una dintre ele presupune efectuarea unor teste pentru apa potabilă. Mulți părinți s-au bazat pe faptul că grădinițele și creșele se vor redeschide la începutul acestei săptămâni, însă anunțul făcut de Ministerul Educației a dat peste cap planurile tuturor. Telefonul a sunat în continuu, părinții ce ne facem? Au venit părinți cu copii din Maramureș, din satul mare, pe unde erau duși la bunici. Au venit și au venit degeaba. Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Cluj fac demersuri pentru a grăbi redeschiderea grădinițelor din tot județul, însă cel mai devreme pot fi redeschise cele din municipiul Cluj-Napoca. Cel mai devreme luni la Cluj-Napoca, da, și sperăm ca în cursul săptămânii viitoare și în celelalte municipii și orașe, dacă părinții vor dori și autoritățile locale vor fi pregătite pentru. Noi deja am contactat grădinițele care la rândul lor au solicitat părinților care doresc să-și aducă copiii pe perioada vacanței de vară la grădiniță să își exprime un acord de principiu, să vedem care este numărul solicitărilor. Pe raza municipiului Cluj-Napoca, solicitările părinților pot fi satisfăcute. Alături de grădiniță și creșe vor putea fi redeschise și after school-urile, însă și în acest caz va mai dura câteva zile. Ne-a fost foarte, foarte greu perioada aceasta, vă spun clar, și pentru părinți, și pentru copii, și pentru noi profesorii, cu predarea învățarea online este mult mai complicată. Este altfel când vezi copilul, lucrezi cu el, vezi ce scrie, ce citește, auzi perfect totul. Copiii deja de săptămâna trecută știau că este sfârșitul anului școlar, dar m-au întrebat când ne întâlnim. Eu eram foarte, foarte bucuroasă, deoarece știam că din 15 ne întâlnim, deschidem. Pentru a evita riscul de răspândire a virusului, fiecare copil va avea obiecte individuale pentru fiecare activitate. Jucăriile care nu pot fi spălate vor fi eliminate. Majoritatea activităților din program vor fi făcute afară dacă vremea o va permite. Asta pentru că afară pot fi organizate mai multe grupe cu respectarea condițiilor privind evitarea contactului strâns între copii și a jocurilor care presupun apropierea la mai puțin de 2 metri. Cu grădinița însă, vreau să vă spun că am o vechime în învățământ, chiar astăzi se împlinesc, să spun, 49 de ani de învățământ. Și niciodată nu mi-am făcut probleme că trebuie să încerc să-i fac pe copii să nu socializeze. Copiii mici abia așteaptă. Nu sunt pedagogice să procedăm așa ceva. Este cine scoate asemenea reguli, eu zic că nu știe să fie mamă sau nu știe să fie tată sau nu știe ce înseamnă socializarea pentru copii mici până la 6 ani. Pentru mulți părinți, amânarea redeschiderii grădinițelor, creșelor și after school-urilor le-a dat peste cap toate planurile. Din 12 iunie, când s-a terminat anul școlar, părinții salariați nu au mai putut cere zile libere plătite de către angajator pentru a sta acasă cu copiii. De ieri, 15 iunie, se aplică cea de-a treia etapă de relaxare. Aceasta a adus noi reguli, printre care și posibilitatea ca românii care vor sosi din 17 state europene să nu mai intre în carantină sau autoizolare. Acest lucru a dus la un val uriaș de persoane care doresc să revină acasă în România și, implicit, a dus la cozi nesfârșite la punctele de trecere a frontierelor. Care este situația în acest sens, ne va spune prin telefon colega mea, Loredana Corchiș, care se află la Oradea. Bună seara, Loredana! Te ascultăm! Bună seara, Corina! Bună seara tuturor! Așa cum ai spus și tu, cum era de așteptat, după ridicarea restricțiilor prin care românii nu mai sunt obligați să stea în izolare la domiciliu dacă se întorc din anumite țări acceptate de autorități,
La vămile din vestul țării a reapărut, bineînțeles, aglomerația. Chiar ieri erau la vama Nădlac sute de mașini și șoferi, bineînțeles, foarte supărați, care susțin că s-a stat și câte 4 ore pe loc. După câteva ore de așteptare, mulți au început să-și piardă răbdarea, bineînțeles. Era fost, de fapt, prima zi în care cei care vin din țări precum Austria, Germania, Elveția sau Ungaria, acum nu o să le menționez pe toate, nu mai trebuie să stea la izolare în domiciliu. Unii dintre ei chiar au ajuns mai devreme la granița cu Ungaria și au fost nevoiți să aștepte miezul nopții pentru ca decizia să intre în vigoare. Evident, timpii de așteptare sunt în creștere, mai ales dacă vorbim de vămile Nădlac 1 și 2. Cea mai mare aglomerație se înregistrează în continuare la punctul de trecere a frontierei Nădlac 2 de pe autostrada Arad-Nădlac, unde timpii de așteptare în prezent, deci azi, au fost de 2 ore, asta potrivit aplicației Poliției de Frontieră. Dar care este situația la punctul de frontieră Borș, Loredana? La punctul de frontieră Borș lucrurile sunt puțin mai liniștite. Se pare că aici se așteaptă cam 60 de minute. Chiar sunt recomandări în acest sens să fie folosite și celelalte puncte de trecere, mai ales și cele de la Turnu și Vărșan, unde se așteaptă doar 10 minute. Într-adevăr, Nădlac 1 și 2 și Borș sunt cele mai tranzitate puncte de frontiere, dar Borșul se pare că este într-o situație mai bună. Dacă e să vă dau câteva cifre, pentru că le am chiar acum în fața mea, primite astăzi prin purtătorul de cuvânt din vama Borș. Practic, frontiera cu Ungaria, prin cele 11 puncte de trecere, a fost tranzitată de aproximativ 43.800 de persoane în ultimele 24 de ore, cu 18.300 de mijloace de transport. Practic, comparativ cu media zilnică a traficului din perioada stării de alertă, se constată că numărul persoanelor care s-au prezentat la intrarea în țară s-a dublat. Sigur, se fac în continuare verificări suplimentare efectuate în linia a doua, pentru că în continuare cei de la Direcția de Sănătate Publică efectuează triajul epidemiologic și practic acest aspect întârzie și face ca acest timp de așteptare să fie tot mai mari. S-au făcut așadar verificări suplimentare și chiar au fost trimiși spre izolare 7.849 de oameni. Dintre aceștia, într-adevăr, la Nădlac 1487, la Borș 1972 și la Nădlac 2-3261 de astfel de persoane au fost trimise în izolare. Trebuie să menționez un lucru foarte important, cred că telespectatorii vor fi interesați. Persoanele care vin în România, din țările care fac obiectul excepției de la carantinare și izolare, dar care înaintea plecării din țara respectivă nu au stat cel puțin 14 zile pe teritoriul acesteia, intră totuși în carantină și în izolare. Deci dacă vin dintr-o țară, sigur, care nu mai necesită intrarea în izolare atunci când ajung pe teritoriul României, dar totuși nu au stat 14 zile acolo, ei vor intra în continuare în izolare, deci trebuie să cunoască aceste aspecte și trebuie să dea o declarație pe proprie răspundere la intrarea în țară. Și încă ceva, Corina, un ultim aspect. Prim-ministrul Ludovic Orban i-a cerut astăzi ministrului afacerilor interne Marcel Vela să discute cu omologul său de la Budapesta în vederea asigurării libertății de circulație pentru cetățenii români care tranzitează Ungaria, menționând că în cazul în care nu se va rezolva situația, trebuie sesizată Comisia Europeană. Înțelegem astfel că încă sunt anumite măsuri puțin mai complicate pentru cei care tranzitează Ungaria și, sigur, trebuie rezolvate pentru că e un motiv în plus să se aglomereze vămile. Îți mulțumim foarte mult, Loredana, pentru aceste precizări și aceste informații. Sperăm că sunt utile pentru telespectatorii noștri. Noi mergem mai departe. Una dintre măsurile luate pe perioada stării de urgență pentru limitarea răspândirii infecției cu virusul SARS-CoV-2 a fost suspendarea internărilor pentru intervențiile chirurgicale și alte tratamente și investigații medicale care nu reprezentau urgențe. Din păcate însă, mulți pacienți cu boli cronice au avut de suferit deoarece nu și-au putut urma tratamentul, ceea ce a dus la agravarea bolilor lor. Toate aceste probleme au fost gestionate optim de ambulatoriile de specialitate rămase deschise în cea mai grea criză din sănătate din ultimii 10 de ani.
Care au fost provocările acestei perioade și cum au reușit medicii care au tratat și celelalte boli existente să le facă față, ne va spune invitata noastră. Este vorba de doamna dr. Camelia Căpușan, medic primar neurolog. Bună seara și vă mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră prin Zoom în cadrul emisiunii noastre. Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație, sunt bucuroasă să fiu alături de dumneavoastră. Sunteți medic neurolog, lucrați cu pacienți care au afecțiuni la nivelul creierului, un organ fascinant care coordonează întreaga noastră activitate și pe cea emoțională. Tocmai de aceea mi-ați spus că ați simțit în această perioadă nu doar efectele pandemiei de coronavirus, ci și efectele pandemiei de frică. Cum ați ajuns la această concluzie? Așa este. A fost, mă rog, să sperăm că a fost și să sperăm că suntem la finalul ei. O pandemie virală, dar cred că cei care n-au fost afectați de aspectele virale au fost totuși afectați de panică, de frică, care din punct de vedere neurologic și neurochimic, mai mult chiar decât neurologic, neurochimic, determină o adevărată avalanșă de neurotransmițători care nu sunt foarte prietenoși pentru sănătatea noastră, care ne agresează starea de bine, sănătatea, și cu atât mai mult cu cât unii dintre noi au și afecțiuni cronice, astea s-au agravat pentru mulți dintre ei în această perioadă. S-a tot vorbit despre cei din linia întâi, medicii care au tratat pacienții cu COVID-19, ambulanțierii, polițiștii. Ce înseamnă, de fapt, pentru dumneavoastră a fi în linia întâi într-o perioadă de urgență? Am tot respectul, foarte mult respect pentru toți colegii mei și pentru toți cei care au fost implicați în spitalele COVID. Ce pot să vă spun despre noi, despre clinica în care eu lucrez și alte ambulatorii private a fost că în toată această perioadă am lucrat în fiecare zi. Nu știu dacă s-a știut sau nu s-a știut acest lucru. Noi am consultat permanent. Mă gândeam uneori... Ceea ce nu s-a știut în exterior a fost că, fără intenția de a face pe eroi, dar cu adevărat am fost cu pieptul gol în această foarte complexă criză în sănătate. În sensul că toate echipamentele de protecție, dezinfectantele, tot ce a însemnat siguranța noastră și a pacienților, a trebuit să ne asigurăm noi. Ei, cu toate astea, mă gândeam la un moment dat, la începutul episodului pandemiei, mă gândeam, numai nu pot să închid, nu se poate să închidem, nu se poate să renunțăm. Pentru asta ne-am făcut medici până la urmă, ca să luptăm cu boala, nu ca să luptăm cu chestiuni comode. Și atunci am rămas... A fost hotărârea dumneavoastră, a centrului în care lucrați, de a nu închide, ci a rămâne în lupta cu celelalte boli, pentru că ele nu au dispărut pe perioada pandemiei. Tocmai aici este greutatea situației, pentru că au avut de suferit foarte mulți oameni cu alte afecțiuni. Dar ce diferențiază ambulatoriile de stat de cele private? Păi, deja am spus un lucru, faptul că ambulatoriile spitalelor au fost toate închise prin lege. Ambulatorilor, separate de spital și în mare măsură private, li s-a permis să funcționeze. Acum, asta este partea bună și partea pe care noi ne-am asumat-o, ceea ce, cum am spus, a fost mai greu, a fost foarte complicat la început. Nu vreau să... Îmi aduc aminte cum o mască era 13-17 lei și într-o zi îți trebuie una sau două măști. A fost complicat. Ceea ce cred în plus că ne diferențiază și vreau să ne diferențieze în continuare este contextul în care primim, contextul deopotrivă profesional, ca și omenos, prietenos, în care funcționăm. Asta... trebuie să fie, este și trebuie să fie o siglă a noastră.
Pe perioada stării de urgență au fost posibile să fie tratate doar situațiile sau cazurile de urgență. Dar în domeniul dumneavoastră, în specialitatea neurologie, cum vă dădeați seama care este un caz de urgență și care avea nevoie totuși de un consult pentru a aprecia situația în care se află? Vedeți, dumneavoastră, asta este o chestiune nu doar discutabilă, dar foarte delicată, pentru că nu poți să știi cu certitudine dacă o situație este urgență înainte de a-l consulta. Doar să ne gândim la ceea ce ne este comun multora dintre noi, la faptul că în afara stării de urgență, în mod normal, o salvare, un echipaj UPU se deplasează pentru ceva ce până la urmă se dovedește a nu fi urgență. Dar ca să vadă că nu a fost urgență, ea trebuie să se deplaseze acolo și să consulte pacientul. Cam așa stau lucrurile de foarte multe ori. Pe de o parte, pe de altă parte, în mod clar, pentru noi medici este destul de clar, dar pentru toată lumea trebuie să clarificăm faptul că trebuie să facem diferența între urgența gen UPU, în care îți este amenințată viața în mod imediat, și, să zicem așa, ca să inventez un termen mic, urgență. Sindromul abdominal dureros, infecțiile urinare, astea nu sunt de domeniul neurologiei neapărat, episoadele vertiginoase, cefalea, inclusiv cefalea de tensiune. Ori în contextul vorbeam despre pandemia fricii. Cefalea de tensiune este oricum și în afara unei perioade atât de tensionate ca cea pe care am parcurs-o, este cea mai frecventă formă de cefalee. Ei, în contextul în care și ea n-are de a face, nu este cefalea de hipertensiune arterială, ci are de a face cu mecanisme emoționale. În contextul în care cumva am fost bombardați pe foarte multe canale, din păcate pe foarte multe canale, că de aceea și spun că a fost o pandemie a fricii, și Africii, de stare amenințătoare, de faptul că suntem într-un mare pericol. Sigur că a fost important să ne asigurăm măsuri de protecție nouă și familiei noastre. A fost important să învățăm, dacă n-am făcut-o până acum, să ne spălăm pe mâini, să dezinfectăm suprafețele, să ne protejăm pe noi și pe ceilalți. Dar de aici până la exagerările, în special psihogene, este doar un pas. Și au existat și încă mai tragem în continuare, și eu cred că va mai fi multă vreme, multe decompensări ale tuturor afecțiunilor cronice, inclusiv boala Parkinson, care, mă rog, și-a agravat tabloul clinic în această perioadă. Exact asta vroiam să vă întreb. Dintre bolile neurologice, sigur, cele mai frecvente și mai cunoscute sunt accidentul vascular cerebral, boala Alzheimer și, iată, boala Parkinson. În această perioadă, cu ce probleme s-au confruntat pacienții care suferă de aceste boli și s-au prezentat la dumneavoastră și cum i-ați putut ajuta? Pe de o parte, agravarea tabloului motor, a ceea ce în mod consacrat se cunoaște a fi boală Parkinson. Tremor, înțepeneală, bradikinezie, hipokinezie, rigiditate. Pe de o parte, dar pe de altă parte au fost foarte multe simptome non-motorii. Am avut mai multe cazuri de debut sau de accentuare a unor sindrome halucinatorii în contextul bolii Parkinson în această perioadă. Face parte din tabloul non-motor al bolii, dar este o simptomatologie alarmantă, alarmantă pentru pacient, pentru familie și, din păcate, alarmantă pentru medic, pentru că nu este de bun prognostic pentru întreaga lui evoluție, inclusiv pentru evoluția cognitivă. De asemenea, s-a agravat tulburarea cognitivă, chiar dacă tulburarea cognitivă nu este un simptom care în mod necesar să se altereze de pe o zi pe alta. Totuși am văzut la persoanele cu tulburare cognitivă, cu demență, în diferite grade, în diferite stadii, la foarte mulți dintre ei am văzut o alterare a condiției cognitive în această perioadă. Așa cum am zis, anxietatea este înalt asociată cu degradarea în toate bolile cronice și cu prioritate în bolile neurologice cronice.
Sigur că da, și un om sănătos, dacă putem să-l numim așa, este afectat de situațiile acestea de stres și anxietate. Sistemul său imunitar nu mai este același. Dar ce s-ar fi întâmplat cu acești pacienți la care s-au exacerbat anumite simptome dacă nu puteau apela, iată, la aceste ambulatorii de specialitate care au rămas deschise sau nu știau că există și pot apela la ele? Care sunt consecințele unei astfel de situații? Consecințele, așa cum am zis, sunt agravarea condițiilor neurologice și eu cred că același lucru l-ar zice și un diabetolog, același lucru l-ar zice și un cardiolog, același lucru l-ar zice orice specialitate care întâlnește boli cronice. Asta este condiția, pe unele dintre ele le mai poți drege, pe altele mai puțin. Aceasta era întrebarea, dacă această degradare este ireversibilă sau dacă ea poate fi tratată și ulterior, după 3 luni, iată, când nici acum nu s-au redeschis spitalele, dar dacă s-ar trata și-ar reveni la starea inițială? O parte dintre tulburări, din păcate, sunt ireversibile sau sunt constituite, o parte dintre ele. Deci, iată de ce era nevoie ca pacienții să știe, ați avut un flux mare de pacienți în această perioadă? Știa lumea? Nu știa și nu am avut un flux mare de pacienți. Acum, sigur că trebuie să ne păstrăm echilibru. A fost bine că oamenii s-au și protejat. Doar că uneori hiperprotecția determină pierderi neacceptabile într-un domeniu pe care nu-l mai recuperezi ulterior. Deci a fost important că oamenii au stat acasă, dintr-un punct de vedere. Din al meu punct de vedere, ca neurolog, care mă confrunt cu, adică care tratez afecțiuni și cronice și acute, n-a fost, adică pentru pacienții mei a fost o perioadă foarte grea. Pentru pacienții noștri a fost o perioadă grea. Pe de altă parte, eu sunt bucuroasă și mulțumită de faptul că, așa cum ați zis, în această perioadă am putut să oferim cele mai bune condiții, cele mai bune servicii care s-au putut pacienților. Adică eu m-am gândit, vă mărturisesc, asta este, în această perioadă mă gândeam cum să fac să nu consult pacientul, cum să nu pun mâna pe el. Nu mai sunt medic. Deci în toată această perioadă, eu și colegii mei am consultat, adică ai auscultat pacientul, l-ai palpat, l-ai consultat. Nu poți să consulți de la 2 metri. Nu se poate, nu ești medic. Dacă, cum să faci așa ceva? Deci am oferit, de mai multe ori m-am gândit în această perioadă grea, foarte grea și cu mare presiune. Trebuie să vă gândiți că, să ne gândim că noi ca medici suntem în același timp la un moment în viață sau la mai multe momente și pacienți. Pe de altă parte, suntem părinți, avem copii acasă, avem părinți acasă care trebuie protejați. Nu știu dacă se poate imagina presiunea care a fost în toată această perioadă pe cabinetele, pe oamenii care au lucrat, care în fiecare zi tremurau mai mult sau mai puțin, ne-am protejat cât am putut, dar tremuram pentru sănătatea celor de acasă, de care totul este responsabil. Pentru că și medicii sunt oameni și ei se pot infecta, au la rândul lor familiile lor la care trebuie să se întoarcă în siguranță. Oamenii trebuie să știe că aceste ambulatorii de specialitate din centrele private oferă consultații gratuit, pentru că ele au contracte cu Casa de Asigurări de Sănătate. Da. Vă rog. Și cum află oamenii care sunt acele ambulatorii care au contracte cu casa și care oferă aceste servicii gratuit? Dacă vor căuta, acum Google este un prieten bun, deci pe de o parte datorită dumneavoastră și vă mulțumim că până la urmă faceți o legătură eficientă între noi, medicii, cadrele medicale și publicul care are nevoie de servicii medicale. Mulțumim pentru asta. Pe de altă parte, care dintre noi au anumite servicii gratuite și care nu, în momentul de față este prietenul Google, care, pe care putem găsi cu ușurință unde găsești contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Am înțeles. Pe final, am să vă rog un scurt sfat pentru a nu ne lăsa afectați de pandemia de frică, dar foarte scurt. Da.
să fim pozitivi și optimiști. Cred că asta totuși ne-ar ajuta. Pe de o parte, este nu mai avem timp, din păcate. Da. Să fim pozitivi și să ne păstrăm inima bună. Acest lucru este un ajutor cât nu vă închipuiți de important și eficient pentru sistemul nostru imunitar. Dacă vreți să vă feriți de coronaviroză sau de alte viroze, grijiți-vă de inimă și de minte. Nu lăsați orice gânduri, orice umblă pe media, orice umblă prin vecini în mintea dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc foarte mult, doamna doctor Camelia Căpușan, pentru intervenția din această seară și pentru sfaturile și informațiile oferite. Aici se încheie Actual Regional. Sunt Corina Ionuț. Vă mulțumesc pentru că ați rămas alături de noi și vă doresc o seară excelentă în continuare. La revedere!